Primăria Orașului Jibou s-a pregătit de sărbătoare. Va marca printr-o paradă a detașamentelor militare și defilarea fanfarei militare Ziua Națională a României. Potrivit profesorului de istorie Radu Rognean, artizanul acestei manifestări, la această sărbătoare de la Jibou vor participa oficialitățile județului Sălaj, elevii liceilor și școlilor din Jibou și toți cei care vor să spună la mulți ani României. În Jibou, pe data de 1 decembrie, la ora 10, avem onoarea și cinstea de a-l primi pe prefectul județului Sălaj, domnul Florin Florian, o gardă militară de la Zalău, fanfara militară, elevi și profesori, domnul prefect va rosti o cuvântare, apoi domnul primar al orașului Jibou, domnul inginer Diurco Dan, iar apoi copiii de la cele trei unități de învățământ coordonați de către profesorii lor, parada militară și o sărbătoare tradițional românească, așa cum trebuie să-i dăm importanță Marii Uniri de la 1918. În cea de-a doua parte a zilei va avea loc un spectacol folcloric la Casa de Cultură, susținut de ansamblurile folclorice din oraș.